Consiliul Județean Cluj va pompa circa 22 de milioane de lei pentru a salva de la faliment un cunoscut brand al Clujului. Patrimoniul fabricii de încălțăminte clujana, aflată în insolvență, va fi preluat de Forul Administrativ Județean la prețul stabilit de un evaluator autorizat. Consiliul Județean Cluj a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens. Vorbim de clădirea principală în care funcționează fabrica, respectiv halele și clădirea administrativă din fața acestora, plus fosta centrală tehnică, care de fapt este un teren, mai multe CFE-uri pe un teren oarecum compact și o ruină pe acel teren. Halele și terenul au o suprafață totală de aproximativ 6.500 de metri pătrați. Consiliul Județean Cluj mai arată că se impune achiziția imobilelor aflate în patrimoniul clujanei pentru organizarea activității de arhivare a documentelor create de aparatul de specialitate, dar și pentru asigurarea spațiilor necesare funcționării Centrului Militar Zonal Cluj, Filarmonicii de Stat Transilvania și Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj. Odată cumpărat de către Forul Județean acest patrimoniu, se vor stinge toate problemele financiare ale fabricii. Oficialii Forului Județean mai arată că plata prețului se va efectua cu reținerea sumei datorate de către Clujana S.A. După această etapă, Clujana ar urma să se mute în sediul nou, în parcul industrial Tetarom 1. Dar nu se știe exact când, pentru că aici sunt probleme legate de alunecările de teren. Acolo avem o întârziere la preluarea de fapt recepționarea halelor, pentru că știți prea bine că tot noi am aprobat lucrării suplimentare acolo la stabilizarea versantului. Pentru că nu au fost finalizate încă, nu putem face recepția halelor și ca urmare nu putem preda halele către Tetarom să fie legate. Deci lucrurile merg bine la cei piloți și sperăm după ce vom termina lucrurile să le predăm halele către Tetarom, după care să poată fabrica Clujana a intrat în insolvență în ianuarie 2018 în urma unei decizii luate de Tribunalul Specializat Cluj. La acea dată, Clujana avea o datorie de 15 milioane de lei către ANAF. Producătorul de încălțăminte are 378 de angajați, societatea fiind deținută majoritar de Consiliul Județean Cluj, care are peste 93% din acțiuni, iar restul aparține unei asociații a angajaților și SIF Oltenia.